Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum, în țara noastră, care este invadată de săl de păcănele, agenții de pariuri și cazinouri, orășenești și sătești și de cartier și de stradă și de bloc, există un oficiu național pentru jocuri de noroc. Dacă nu știați, ca o mică paranteză, acest oficiu are o conducere numită politic, evident, că doar nu credeți că se dă cumva concurs pe post pentru astfel de sinecuri. Șef aici este un domn pe care îl cheamă Ocora, mă rog, e numit direct de premierul Nicolae Ciucă, nici n-are importanță. Una dintre îndatoririle legale ale acestui oficiu este să finanțeze activități și programe de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocuri, dependenței jocurilor, de jocuri de noroc sau activități de prevenire și tratament al dependenței de jocuri de noroc. Deci ei trebuie să ia bani de la industrie și să îi învețe pe oameni cum să nu devină dependenți sau să își trateze dependențele. Pentru asta, oficiul trebuie să folosească tocmai banii pe care îi varsă firmele de jocuri de noroc. Din 2015 încoace, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a avut venituri proprii din contribuțiile anuale plătite de organizatorii licențiați de jocuri de noroc de aproape 30 de milioane de lei. Bani care ar fi trebuit investiți în astfel de programe. Ei bine, ia ghiciți câți lei a cheltuit până acum oficiul pentru programe care să combată dependența de jocuri de noroc, așa cum cere legea. Aveți o încercare. Toți. Zero! Zero. Zero. Niciun bănuț. Așa tântă lei? Da, mă, frate. Așa de... Mă așteptam să aibă o firmă făcută care susține programe de-astea unde sunt unii care joacă table, înțelegi? Uite, vezi? Au toți banii. Nu s-au gândit, nu s-au gândit. Da. Oricum, cineva comentând situația a observat corect că se cheamă oficiul pentru jocuri de noroc, nu anti-jocuri de noroc. Băi, în sfârșit, cineva care nu cheltuie banii statului și tu te dai la ei. Serios, nu înțeleg. Nu-i fură. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.